Bun regăsit, oameni frumoși, cu inima și sufletul curat. Sunt în țara Luanei, la Trovanții din Ulmet, sau Babele de la Ulmet. Este un tărâm al civilizațiilor primordiale, unde urmele viețuirii de demult încă s-au păstrat. Avem aici Trovanții, martori ai timpurilor de demult, care au fost transformați astăzi în structuri de piatră. Acești trovanți sunt structuri, concrețiuni grezoase, cum sunt numiți de geologi. Practic nisipuri care încep să se cimenteze sub diverse forme. Interesant este cum informația modelează materia, pentru că în lume sunt mai multe astfel de formațiuni. Fiecare zonă are trovanți cu forme specifice, ceea ce încă o dată întărește teoria pe care eu o spun adesea. Informația modelează materia. Este vorba de o inteligență a materiei care trece dincolo de timp, care lucrează prin amprenta energetică pe care o lasă asupra structurilor care se așează, se sedimentează. Țara Luanei, un tărâm în care cândva Luana, un mare zeu sau un mare creator al unei civilizații îndepărtate, stăpânea aici un soare. Acel soare era râvnit de foarte mulți. Oare ce reprezenta soarele respectiv? Prin scanările informaționale pe care le-am realizat în decursul timpului în aceste zone, această zonă a munților Buzăului adăpostește portaluri către alte planuri. Se creează astfel zone de conexiune cu planurile temporale, dar și cu alte planuri informaționale, alte forme de existență. Din acest univers sau din timpurile străvechi. Avem astăzi posibilitatea, fiind aici în țara Luanei, să creez un nou moment de legătură între noi, mai corect spus, între sufletele noastre și vremurile de demult. O conexiune cu străbunii noștri, cei ce au viețuit cândva aici, cei ce ne-au lăsat urmele lor și parte din cunoașterea lor, celor ce reușesc cu inima deschisă și sufletul deschis, să pătrundă în tainele lumilor subtile, acolo unde se mai pot citi amprentele energetice și informaționale. Vreau să vă așezați relaxați, într-o poziție comodă, să respirăm adânc. Cer deschiderea planurilor. Veghetorii acestor spații, le solicit permisiunea de a pătrunde prin portalurile Luanei, prin acel portal, cândva ca un soare. Cer regăsirea momentului în care aici viața era sub o altă formă, când ținuturile acestea erau populate de civilizațiile primordiale. Civilizația lui Anu sau civilizația străbunilor noștri, creatori. Închidem ochii. Cer extinderea conștiinței noastre. În acest moment, din piepturile noastre simțim cum potențialul interior
asemenea unei sfere începe să se mărească. Acel suflet al nostru cuprinde ființa noastră, trupul nostru. Un imens soare deasupra noastră, un mare portal. Simțim cum ne absoarbe și călătorim spre lumile îndepărtate, spre formele noastre de existență din acele timpuri. Acele timpuri ale creatorilor. Suntem în același spațiu de astăzi, de aici, de unde mă aflu, din zona trovanților și cer sufletelor noastre să scaneze printr-o călătorie spațio-temporală. Ne aducem aminte de ceea ce au fost aceste civilizații și poate parte din noi, cei ce am viețuit atunci. Este o călătorie pe care o realizăm în stare de conștiință extinsă prin intermediul sufletului și spiritului nostru. Acel soare reprezintă poarta spre acele timpuri. Trecerea s-a realizat. Centrați-vă atenția pe ceea ce observați și ceea ce simțiți. Veți percepe informațiile pe mai multe canale, vizual, auditiv, mental sau senzorial, simțind. Prin prisma emoțiilor vă sunt traduse anumite informații, stări de atunci. Empatia aparține celor ce au suflet. Percep o civilizație foarte avansată din punct de vedere tehnologic. Percep clădiri imense. Care la un moment dat au fost astupate de munți, de sedimentele care s-au așezat peste timp, de păduri. Percep forme feminine și masculine, bărbați și femei, văd un râu destul de mare în apropiere. Puneți-vă întrebarea ce aveți voi de învățat din această explorare, din această călătorie pe care o realizăm acum, coordonată de mine.
să se reactiveze amintirea voastră, necesară și utilă evoluției voastre din acest timp. Extrageți acel pasaj prin revelare care vă este necesar. Poate fi o cunoaștere împărtășită prin fraze scurte sau un cuvânt. Poate fi o imagine care intuitiv veți ști să o interpretați, un fragment. Toată această călătorie este realizată spre conștientizarea a ceea ce sunteți voi, aspecte de ale voastre, încă o părticică din forma voastră de manifestare. Dacă nu vă regăsiți în acea civilizație, în acele lumi și acele timpuri, solicitați conștiinței voastre să vă fie revelată o informație care să vă fie ca pildă de viață aici. Ce trebuie voi să conștientizați din această experiență? Din acel trecut planetar? Percepe structura corpurilor voastre. Mie mi se atrage atenția asupra modului în care este configurat trupul. Ce simțiți? Densitatea lui? Sistemul imunitar? Funcțiile corpului? Eu percep o structură mult mai... vine cuvântul aerisită, în sensul mai puțin densă, dar mult mai sănătoasă decât a umanoizilor de astăzi, al civilizației noastre. Metabolism ușor. Pot să trag o concluzie că se trăia într-un mod mult mai simplu și la nivel de supraviețuire, la nivel de scoarță terestră, de viețuitori ai planetei de la suprafață. Alimentația densă nu era atât de necesară. Se mânca mai puțin, mai mult se racordau și avea loc și o hrană pranică, avea loc o hrănire într-un sistem pranic, energetic. Modul de viață nu era sofisticat și complicat, nu era neapărat mistic, așa cum tindem noi să considerăm spiritualitatea sau să dăm conotații sacre a unor lucruri simple, științifice, normale. Mi se spune, mi se dă termenul de mai puțină poezie. Mult mai pragmatice. Inteligența, nivelul de inteligență al acelei civilizații era ridicat. Mult mai ridicat decât al nostru. Era o lume bine organizată. Dar în același timp și o lume râvnită. Aveau și ei la rândul lor dușmanii lor, civilizații altfel structurate.
Îmi vine intuitiv o idee. Practic, cel ce deține un portal, o cale de acces, deține o formă a unei puteri. Cel ce deține accesul spre informație, dar și spre alte lumi. De aici percep o legătură vis-a-vis de, și de legenda, dar și de ce era râvnit soarele Luanei și de ce el fizic a fost doborât. Observ o transpunere într-un timp mai apropiat de vremurile noastre. Pământul, atunci când au fost atacați, a fost pârjolit, ars. Viața nu mai exista, era un pic deșertică zona. În schimb, percep, așa cum o oglindă este spartă, cioburile ei încă îți mai permit să reflecte imaginea, să te oglindești în ea. Așa și un astfel de portal. Sunt zone în care simți că te transpui mai rapid. Se creează niște anomalii care nu pot fi controlate, neconvenționale. Nu pot fi explicate în sistemul convențional. Nu cu tehnologia pe care o avem, ci cu sufletul și spiritul pe care îl avem. Informația asta mi-a venit din conștiință, din amintirea acelor vremuri. Sistemul de racordare la acele câmpuri, acele portaluri, țin de nivelul de evoluție al ființei care le accesează. Ce înțelegem noi astăzi, prin creșterea vibrației sau sub aspectul mistic, de spiritualizare a ființei. Percep astfel de falii care se deschid în pădurile de astăzi. Mi este mai ușor și pe vârful Țurțudui. Mi se spune, ești așezat în zona de protecție a cetății noastre. Într-adevăr, dacă urmăriți poziționarea trovanților, în stânga mea se întinde țara Luanei, zona complexelor rupestre și a vârfului Țurțudui. Adesea văd scuturi energetice care sunt asemenea unei bolți, unei plase energetice, care se duce înspre Țurțudui încolo. Vedeți despre voi, mi se spune. Încercați să vă amintiți sau să observați. Vi se transmite vouă fructificați momentul acesta, căci prin acest context găsiți informații importante. Se referă la acest moment prin care eu susțin această deschidere de câmp.
Mi se spune, meditația aceasta pe care ea a inițiat-o, se referă la mine, nu este despre noi, ci este despre voi. Îmi apare șirul ADN, văd într-o imagine, văd catenele șirului care încep să se lumineze. Au loc activări în acest moment, la nivel de conștiință, dar și la nivel biologic. Percep că este ca un fel de susținere în aceste momente pe care le traversăm noi, de întărirea sistemului imunitar. Ni se aduce aminte în ce constă menținerea unui corp sănătos sau unei ființe sănătoase, a unei ființe sănătoase din punct de vedere psihoemoțional, spiritual, ce înțelegem noi, și fizic. Pământul a trecut prin mai multe crize. Și noi am avut-o pe a noastră. Vor fi schimbări firești în evoluția planetei voastre. Vă apropiați mai mult de ce numiți voi sacralitatea planetei, legătura voastră, conexiunea voastră cu natura. Mi se repetă ideea de rău necesar, să o reamintesc. Ați ajuns într-un prag pentru a păși într-o altă etapă. Observ că e un fel de resetare a conștiințelor noastre, prin care omul este determinat astfel să gândească mai profund la ce reprezintă cu adevărat o informație esențială, cunoașterea, dar și modul omului de manifestare. Este o corectare, o reîntoarcere, într-un fel, la aspectele simple și renodarea conexiunii cu natura, cu pământul, cu energiile ei. Într-un fel mi se spune că aceasta este una dintre cheile supraviețuirii speciei voastre. Vi se dă astfel oportunitatea, din nou, să vă schimbați atitudinea față de natură, care practic vă oferă șansa la viață în continuare. Lumile noastre au lăsat un mesaj scris în piatră. E interesant că folosesc termenul la plural, lumi, nu doar o civilizație. Citirea lui presupune descifrarea unor coduri. Îmi vine o imagine undeva în interiorul pământului, poate sub acești munți, undeva în apropiere oricum. Există niște blocuri de piatră șlefuite pe care se află niște inscripții.
descrierea este imposibil momentan cu limbajul actual de descifrat. În voi se află dicționarul de traducere a acelei informații. Încă o dată vă întreb, mi se spune, ce este important pentru voi să conștientizați aici și acum? Sensul acestei meditații și prin revelarea acestor informații. Puneți-vă această întrebare și când reveniți conștienți. Oare care este sensul? Care este mesajul? De ce voi și de ce acum? Mulțumesc pentru această călătorie în timp și spațiu, pentru că mi-a fost permisă deschiderea acestui plan. Revenim ușor, conștienți de prezența noastră aici și acum. Respirați adânc. Începem din nou să simțim densitatea corpului fizic, corpurile noastre se restrâng. În acest moment suntem aliniați perfect în acest timp și spațiu. Revenim ușor. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența în această meditație. Să fim din nou împreună la următoarele meditații care vor fi postate pe canalul meu de YouTube, Dimitria Puchiu, la care vă invit să vă abonați. Încă sunt prinsă între două lumi, fiind în acest câmp energetic, dar cu siguranță voi, oricând, aveți posibilitatea și accesul gratuit la aceste meditații, care conțin și revelații. Practic, prin intermediul meditațiilor, fiecare dintre noi primește din conștiința personală, individuală, repere despre ceea ce suntem și cine suntem. Vă invit să distribuiți aceste meditații și să apăsați pe acel clopoțel de pe pagina canalului meu de YouTube, Dimitria Puchiu, să vizionați emisiunile precum și meditațiile și de asemenea să studiați site-ul meu www.travelinfinit.ro, unde veți găsi activitățile pe care le organizez în perioada următoare. Vor fi probabil și cursuri, meditații, dar și aceste minunate călătorii în care și voi puteți fi părți active, așa cum și participanții din această tabără din Țara Luanei de acum au meditat împreună cu noi și cu voi în același spațiu. Ce este timpul? Un spațiu al inimii noastre. Noi suntem stăpânii timpului. Aduceți-vă aminte această informație și este un adevăr, nu este doar o metaforă. Creați realitatea voastră. Aveți curajul să fiți voi înși vă și să vă asumați propria cale. Amintește-ți ce ești și astfel lumea este schimbată.